Nu știu dacă l-ați auzit pe Rădoi în conferința de presă. Nu știu dacă l-ați auzit pe Rădoi în conferința de presă ceea ce a spus despre subiectul Mihai Stoichiță. De asta vă întreb, pentru că el a spus că au fost momente pe parcursul meciului când veneau niște indicații din tribună care l-au deranjat. Și a zis, vreau să văd înregistrarea meciului, că sper să nu fie cineva din interiorul federației. Și cineva din sală, dintre ziariști, a spus, păi chiar Mihai Stoichiță era cel în cauză. Și atunci Rădoi a spus, ok, dacă Stoichiță a făcut chestiunea asta, să vină el să răspundă la întrebări în locul meu. Și acum vă întreb, dumneavoastră ați fost cel care practică ați dat acele indicații în timpul meciului? I-am strigat și eu că strigă toată lumea. Nu știu dacă ați fost atent la sfârșit acolo. Hai, acum să urcăm, mă rog. Și spuneam că să dăm gol, că mai era o vreme ce vrei să spun. Toată lumea în jurul meu strigă, da? Adică nu le percepeți ca și cum ar fi fost niște indicații peste antrenor, ceea ce ați strigat dumneavoastră? Ce indicații să dăm la sfârșitul meciului și nu le spui? Hai, zice, acum să urcăm, că am văzut acum la televizor, nu știu. Mari, dacă vă întreb cine, că te vrea să aruncăm mingile în care, ce vrei să le spunem? Construcție elaborată sau ceva? Strigat, normal, ca toată lumea strigam, hai, bine, bine, hai, te încurajăm. Ce să vă spun? Asta au fost indicații, îi încurajez. Hai, hai, peste ei, ce să faci? Eu vă întreb că Rădoi s-a arătat deranjat, de asta vă spun. A, nu știu asta, poate cine știe. Cine știe ce i-a spus cineva, vă văd că este tentă sau cum. Nu, el singur a spus Rădoi. Am auzit în tribună indicații date. O să iau înregistrarea să văd cine a făcut și sper să nu fie din interiorul federației. Asta e... Foarte bine. Foarte bine. Înregistrarea vă să aducă foarte multe indicații în tribună, nu de la mine, de la mulți alții, care erau acolo, care explicau. Cum ați trăit seara asta și cât de dezamăgiți sunteți după acest rezultat? Păi, vă dați seama, acum vreau să știți cu schițul rar. Am fost să fiu bucuros după ce facem 0-0 cu Islan. Eu m-am dus în cabină după meci și am felicitat băieții chiar pe Mirel. Am strâns în brațe și am zis, bă, n-a jucat rău. N-am finalizat, asta e. Mă surprind dacă îmi cer spuneți. În sfârșit. Da. Cum să fie? Este o... Cum să zic așa? O dezamăgire mare de tot. Pentru că eram aproape de o calificare la baraj. Și acum avem șanse. Dar mi-e greu să cred că urcă Macedonia cu Islanda. Păi, seama, și au toate măsurile de prevedere. Pregătesc meciul agresiv. Au public acolo, am înțeles. Dar, apare rău, pentru că e echipă frumoasă noastră, cred că așa, combinativ, am adus mingea de multe ori în fața porții, m-am tras o grămadă de șuturi la poartă, dar n-am dat gol. Adică, dumneavoastră, vi se pare că România a arătat astăzi cum ar fi trebuit să arate o echipă care are un meci decisiv, că ăla cu Liechtenstein e ca și câștigat, în seara asta mă refer. Ca o echipă care a încercat să creeze ocazii, să construiască, să creeze fotbal. S-a reușit de multe ori, dar n-am avut acolo în fața porții inspirație, să-i spun. Și Ghinion, poate, bară, atunci mingea lovește pe toți ca loc să intre în poartă, iese afară, iese mai... Așa e la fotbal. Mm-hmm. Rădoi a mai spus o chestiune care mie mi se pare foarte sinceră. El a spus așa, le-am spus-o și celor din federație și jucătorilor. Poate că la baraj, România are față de baraj, spunea Rădoi, dar cu toată sinceritatea a zis Rădoi, de mondiale România nu are față. Aveți aceeași impresie cu el? Acum, e părerea lui, poate eu evident. Am altă părere. Da. Cred că dacă ajungem la baraj, putem să ne facem o față de mondial. Nu? Da, sfârșit, că ajungeam la baraj. Da. Ultimele două întrebări, domnul Stoichiță. Vi se pare că sub comanda lui Rădoi, Naționala a progresat? A regresat sau a stagnat? Nu, a progresat în ultima vreme. Dacă stai bine să te gândești ei primul meci oficial al nostru când a fost în Islanda, nu? Primul meci oficial, nu. A fost acasă cu Irlanda de Nord.
Dar nu, nu, nu. Irlanda de Nord. În mandatul lui Rădoi, acasă cu Irlanda de Nord și în Austria. Aia a fost prima dublă. Nu, eu ziceam asta, mă prindeam la baraj. Și barajul a fost după? Barajul a fost în septembrie, nu? Da. În septembrie. Eu cred că a progresat. E o echipă care construiește, o echipă care are niște trasee foarte clare, are răbdare în a construi. Se vede mâna lui Mirel, da. Se vede mâna lui Mirel. Și ultima chestiune, și vă mulțumesc pentru intervenție, pentru că e o oră foarte târzie. Sunteți pentru ca Rădoi să fie păstrat în ciuda acestui eșec? Adică să luăm varianta pesimistă, pentru că, din păcate, suntem mai aproape de ea. Eu știu părerea mea. Eu am insistat și insist în continuare să Mirel să continue, dar e treaba lui. Nu pot să lăsc eu. Vedem după ce s-a întâmplat în Liechtenstein. Am înțeles. Eu știu foarte bine că atât înainte de acest meci am zis că să continuăm cu el. Deci, să-i părerea mea. Da. Da? Există un dar. Este în momentul ăsta, pentru că dai seama că și el e supărat, e dezamăgit acum. Mai soțit cu declarația aia, dacă am dat indicații, dar cine spune că am dat indicații? Mă rog, este interesantă. Da, nu, el a spus-o fără să fie întrebat de jurnaliști, a spus, am auzit indicații și din tribună și ce cum nu erau spectatori. Dar nu el a spus că este vorba de Mihai Stuichiță. Nu, el a spus că a auzit, Mărgărit. El a auzit, Rădoi a spus așa, am auzit indicații care m-au derat din tribună, nu știu cine le-a făcut. O să revăd înregistrarea ca și sper să nu fie cineva din federație. Și din sală i s-a spus că au fost date de dumneavoastră. Nu știu ce le-am. Da. În orice caz, așa e la supărare. Mai ne provoacă și alții, dar așa e. Bun. Mulțumesc, domnul Stuichiță, pentru seară intervenție. Bună, seară bună. Numai bine. Seară bună. Mulțumesc mult, Florin Răducioiu. Mulțumesc, domnul Stuichiță. M-am îngrijorat chestiunea asta cu... Crezi că bate, că câștigam și de Liechtenstein? Asumi Mihai Stuichiță. Nu știu dacă ți-a scăpat, cred. Nu, m-am auzit, dar la supărare și la asta... Nu, da, deja... Da. Băi, și pe mine mă îngrijorează. Și spun de ce, sunt foarte slabi. Dar noi stăm la pământ. Cu moralul. Doar să ne anunțe cumva că... În minutul 12 este 3-0 pentru Islanda la Skopje. Înțelegi?